Ministerul Educației din Rusia a anunțat planuri privind faptul că elevii, începând de la vârsta de șapte ani, adică clasa întâi, să studieze istorie, partea unei încercări mai largi de a promova educația patriotică în contextul războiului din Ucraina, astfel copiii vor trebui să cânte imnul și să arboreze steagul în fiecare săptămână. Ministerul Educației din Rusia a anunțat că elevii începând cu vârsta de șapte ani vor începe să studieze istoria pentru a promova educația patriotică. Educația istorică va începe în școli de la clasa 1, a spus Sergei Kravtsov la deschiderea unei expoziții numită Nazismul zilnic, care urmează să fie expusă la un forum școlar la nivel național. Puterea se află în adevăr. Aceste planuri aduc cu trei ani mai devreme orele de istorie în programa școlară, iar Ravțov a mai spus că de la 1 septembrie, școlile vor începe să intoneze imnul la fiecare început de săptămână. O înțelegere profundă a istoriei noastre și o atitudine respectuoasă și preocupată față de marea moștenire spirituală și culturală a patriei ne permite să tragem concluzii corecte din trecut, a spus președintele Rusiei. Puterea se află în adevăr. Primul forum de acest fel în Rusia va avea loc în ajunul zilei de 9 mai, dedicată aniversării rusești a capitulării Germaniei naziste în fața trupelor sovietice din anul 1945.